Bună ziua din nou, dragii noștri, împreună la Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri. Este alături de noi Andreea Alexandrescu, facilitator programe educaționale și psihopedagog. Vom vorbi despre importanța interacțiunii sociale, sau mai degrabă despre lipsa în ultimele luni a interacțiunii sociale la copii, la elevi, cumva pornind de la condițiile contextuale și de la acest început, debut fără precedent de an școlar, cu ce provocări, de fapt, vine acest început de an școlar, varianta aleasă, mai ales când ne referim la învățământul tradițional, clasic, că va fi online, că va fi offline, adică vor merge până la urmă copiii la școală, sau varianta hibrid. Cât de importantă este zona aceasta de educație pentru copiii noștri, făcând paralele și între învățământul clasic tradițional și învățământul privat cu sistemele sale educaționale. Despre toate acestea vom vorbi și despre cartea lui Daniel Siegel, Vâltoarea Minții, o carte foarte frumoasă apărută în colecția Parentaj, Vâltoarea Minții, Puterea și Rolul Transformărilor Cerebrale în Adolescență, cu Andreea Alexandrescu. Bună, Sorin, și bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație și bună ziua tuturor. Dacă ar fi să pornim de la ce se întâmplă la ora actuală, aș putea să spun că suntem cu toții afectați de această izolare socială. În ultima vreme, mai la un nivel mai scăzut decât a fost în perioada aprilie-mai, însă în continuare supuși incertitudinii, toată lumea are o doză de anxietate legată de lipsa aceasta de predictibilitate, ce o să fie, ce o să se mai întâmple, ca să nu mai vorbim de unele efecte mai severe deja apărute și care afectează o parte dintre familii. Dacă stăm să ne gândim la aspectele economice și sociale mai severe ale pandemiei. Însă vorbim despre socializare, da, la modul general. Și atunci aș vrea să poate să pornim de la faptul că suntem cu toții profund social, da? Ca ființe umane suntem ființe sociale, avem această nevoie de relaționare, de socializare de când ne naștem, da? Și după cum știm, copilul se naște destul de puțin dezvoltat și atunci are nevoie de grijă și suport parental pe o perioadă îndelungată, da? Și ca atare, la baza întregii interacțiuni sociale stă această legătură strânsă care se formează între părinte și copil chiar din primele momente de după naștere, da? Acest proces pe care noi îl numim coreglare, da? În care părintele, pe parcursul dezvoltării copilului, acordă sprijin, căldură, deschidere, înțelegere, în așa fel încât să-l ajute pe copil să-și regleze stările emoționale, gândurile, acțiunile, da? Pentru ca ulterior el să-și internalizeze cumva toate aceste procese și să transforme coreglarea în autoreglare. Da? Asta nu înseamnă că acest proces de coreglare, această relaționare dispare mai târziu, pentru că, practic, coreglăm pe tot parcursul vieții, chiar dacă la început, să zicem, inputul părinților, influența lor e mai mare, ulterior apare și influența celor de aceeași vârstă și mai departe, mai târziu în viață, ajungem noi în poziția în care oferim sprijin și, să zicem, coreglare celor mai mici ca noi, da? Și cumva am pornit de la această idee pentru că e foarte important să înțelegem faptul că
relația aceasta care se formează cu părinții și apoi mai târziu între noi ca oameni, este probabil cel mai important aspect atunci când ne gândim că vrem să construim o lume nouă și mai bună. Da? Acolo ne întoarcem întotdeauna la relații. E important noi ca părinți. Și nu numai părinții, dar aici m-aș referi și la zona aceasta de psihopedagogie, la consilierii paternali, la psihologii școlari, la psihopedagogi. Să fim empatici, să înțelegem nevoile emoționale ale copiilor. Faptul că, așa cum povesteai puțin mai devreme, interacțiunea socială este o nevoie de bază. Este o nevoie psihosocială. Da? Așa cum avem nevoie de un adăpost deasupra capului, da, de o casă, mă pun acum în locul copiilor, sau am nevoie de rechizite, am nevoie de hrană, da, și de alte lucruri care țin de zona aceasta a nevoilor de bază. Am nevoie, nevoile primare. Am nevoie și de înțelegerea și de satisfacerea nevoilor emoționale și socio-emoționale, pentru că și copiii, ca și noi, adulții, au o viață socio-emoțională. Așa cum noi mergem, sau ne-am dori cel puțin, să mergem la servici, să ne reîntoarcem la servici, așa, la joburi, și să ne revedem cu colegii sau să ieșim cu prietenii sau să desfășurăm alte activități care presupun interacțiunea socială, cred că la fel de mult își doresc și copiii. Absolut. Și cumva, ca să ajungem la acest nivel la care putem să arătăm empatie celorlalți, trebuie să trecem întâi prin a ne înțelege pe noi înșine. Da, a ne va ridica nivelul acesta de conștientizare a lucrurilor care se întâmplă în interiorul nostru întâi, da, să, cum vorbeam mai devreme, de fapt, de acest proces de autoreglare, da, în care ajungem să ne gestionăm propriile emoții, gânduri, acțiuni, da, practic putem să ajungem în stadiul acela în care rămânem calmi și prezenți atunci când ne confruntăm cu anumite dificultăți. Chiar dacă ele vin, să zicem, brusc, neașteptat, cum a venit această pandemie, da? Și reușim să, practic, să răspundem în loc să reacționăm la lucrurile neașteptate sau situațiile dificile cu care ne întâlnim și cumva reușim să facem lucrul ăsta cu noi înșine, avem ca rezultat și mai multă înțelegere și mai multă energie cumva să ne orientăm atenția și deschiderea către cei din jur și să putem să înțelegem prin ce trec ei. Să înțelegem, dacă e să ne gândim la copii, că cei din jur au și ei mintea lor, realitatea lor, punctul lor de vedere. Da? Învățăm să respectăm opinii, să înțelegem că cei din jur poate au și ei nevoie de suport și, da, în anumite etape ale copilăriei, de exemplu, ajungem să exersăm nu doar cum primim noi sprijin din partea părinților sau a adulților în general, dar cum reușim și noi să oferim sprijin unui coleg, unui prieten. Și atunci povestea aceasta cu empatia e o poveste foarte importantă și așa cum spuneai mai devreme, ne vom referi la un moment dat și la cartea lui Daniel Siegel și el chiar are acolo în unele capitole niște exerciții speciale de, să zicem, exersare a capacității de empatie pentru adolescenți și nu numai, pentru că sunt lucruri care pot fi practicate și de către adulți și de către unii copii mai mici. Și adolescența, de altfel, o vârstă sau o etapă a vieții cu foarte, foarte multe provocări, nici ea nu se sustrage acestui context social.
Și probabil că așa cum ar trebui să arătăm înțelegere și empatie față de copilașii mai mici, cu atât mai mult pentru adolescenți sau perioada aceasta de la tranzitorie, de la pubertate la adolescență, pentru că, așa cum spune și Daniel Siegel, se produc niște transformări din punct de vedere al creierului, din punct de vedere neuronal, cu efecte în zona comportamentală la adolescenți. Și atunci, cu atât mai mult trebuie și ei înțeleși. Au anumite reacții, poate la unii apar și mai ales, dar nu numai la băieți, dar cred că și la fete, zona aceasta de teribilism, de bravadă, faptul că există această, apropo de interacțiune socială, dorința de apartenență la un grup, la un microgrup, că vorbim despre clasă, clasa de la școală, ca un microgrup social, sau că vorbim despre un mic cerc, un anturaj de prieteni, dorința aceasta de a fi cumva validat sau validată și confirmat de către ceilalți. Într-adevăr, și cum spuneai, chiar dacă ne orientăm mult către copiii mici și ei au nevoie de suportul părinților, cu cât sunt mai mici, dar cu atât au nevoie de suportul părinților, pentru că ce e important pentru ei e acel sentiment de siguranță care vine cu mult mai mult din partea părinților, cu cât copilul e mai mic. Nu trebuie să uităm de faptul că cei mari au și ei nevoie de suport și de înțelegere, cu atât mai mult cu cât trec într-adevăr prin aceste transformări cerebrale de care pomeneai mai devreme. Și foarte frumos Daniel Siegel ne povestește în cartea lui despre toate aceste transformări, tocmai ca să ne ajute pe noi adulții să putem să înțelegem și să le acordăm suport adolescenților pe măsura nevoilor lor. Și dacă vorbim despre aceste transformări, o parte din ele au fost, să zicem, chiar neanticipate de către comunitatea științifică. Adică, în ultimele decenii, rezultatele cercetărilor au arătat niște lucruri foarte, foarte interesante. Adică de unde se credea că adolescența e perioada asta în care copiii sunt controlați de hormoni dezlănțuiți și sunt complet imaturi și își pierd mințile, practic nu e vorba atât de mult de transformări hormonale, deși au și ele locul lor, da, pentru că până la urmă una dintre trăsăturile de bază ale adolescenței și înainte de a pubertății este această schimbare în fizic, da? Transformare fizică și emoțională. Însă vorbim de fapt nu atât de mult de acest aspect, cât de o remodelare cerebrală. Și ce se întâmplă aici sunt două procese foarte importante. Unul din ele este ceea ce am numit, da, în engleză e cuvântul pruning, în românește l-am traduce cu o toaletare, da, cum facem cu pomii toamna, le tăiem crengile și anumite crenguțe mai mici, rămurele, da, de care pomul nu mai are nevoie. Așa face și creierul în adolescență. Își practic renunță, își practic înlătură, da, anumite celule împreună cu conexiunile deja formate, pentru că, de fapt, trece printr-o perioadă de specializare sau de diferențiere. Da? Dacă la copilul mai mic creierul absoarbe ca un burete cam toate cunoștințele, informațiile cu care vine în contact, în perioada adolescenței începem să ne conturăm pasiunile, preferințele mai profunde, da? Și atunci creierul are nevoie să se specializeze și să-și cumva canalizeze energia către dezvoltarea acestor abilități care vor sprijini aceste pasiuni pe care le avem, da? Sunt vremurile în care ne gândim la ce, în ce domeniu sau ne-ar place să lucrăm, de exemplu. Da. Și atunci, asta este una dintre
să zicem, schimbările de bază care se întâmplă în timpul acestei remodelări. O a doua este cea care implică creșterea nivelului de mielină, da? Acel strat protector care îmbracă celulele nervoase, da, axonii, și care conferă și celulelor nervoase, dar și întregului creier, o mult mai mare eficiență în funcționare, da? Pentru că semnalele încep să circule cumva cam de 100 de ori mai repede, iar pauzele între semnale scad, da, de cam de 30 de ori. Și atunci Daniel Siegel spune foarte frumos că în momentul în care ți-ai remodelat creierul la adolescență, practic ai ajuns să fii de 3000 de ori mai eficient. Da? Și atunci ne dăm seama că organismul consumă o cantitate foarte mare de energie ca să treacă prin aceste schimbări. Da, și apar niște trăsături foarte clare în adolescență, da? Nu mai avem atât de multă energie să gestionăm emoții care devin din ce în ce mai intense, da? Deci există această intensitate emoțională în adolescență, încercăm mereu să facem lucruri noi, da? Avem această urgență de a explora lucruri noi și a face schimbări. Da, avem mult mai mult impuls creator, da, și suntem orientați către schimbări. Nu ne mai place situația de față, vrem să venim cu idei noi. De multe ori inovația pornește de aici, din această sferă și de la această vârstă. Dar poate una dintre cele mai importante schimbări pe care le aduce această remodelare este orientarea din ce în ce mai profundă către grupul de aceeași vârstă, da? Pentru că în final cu oamenii de vârsta mea o să mă implic și o să fac aceste schimbări și o să caut nou și o să împărtășesc toate ideile astea minunate pe care le am la această vârstă. Și dacă ne gândim la contextul actual, cumva această grupă de vârstă într-un fel suferă cel mai mult, pentru că este vârsta la care ei, da, adolescenții, încep să se separe de părinți. Și atunci, cu pandemia, de multe ori, chiar și studenții, da, de facultate au trebuit să se întoarcă acasă, să stea din nou cu părinții, să petreacă timp cu familia. Și avem tot felul de povești cu, da, tineri care devin din ce în ce mai dependenți de ecrane, de jocurile pe calculator, de se expun din ce în ce mai mult la social media, lucru care când trece de un anumit nivel, chiar dacă pentru ei e ceva normal până la un punct, când trece de un anumit nivel devine nociv. Avem relatări de la părinți care spun, păi, se culcă la 2-3, joacă până atunci sau stă cu prietenii, se trezește la 2-3 la prânz, o ia de la capăt. Și este foarte ușor să-i criticăm, da? Să ne gândim, aoleo, n-o să mai ajungeți să faceți nimic, ce se întâmplă cu voi. Însă, chiar dacă ei se separă de părinți la vârsta aceasta, nu înseamnă că e normal și firesc și dezirabil ca ei să se desprindă de tot. Pentru că în continuare au nevoie de modele și de raționamentele părinților și de cumva baza asta de siguranță către care să simtă că se pot întoarce, da, într-o situație ca asta, care îi obligă să se întoarcă. Și atunci putem fi acolo pentru ei întrebându-i ce mai fac, la ce se mai gândesc, ce spun prietenilor din grupurile lor de online socializing, ca să zic așa, socializare pe internet, da? Ce au mai făcut în ultimele luni dacă sunt la facultate, la ce se mai gândesc, ce planuri mai au, și vom fi surprinși de cât de multe lucruri sunt de fapt dispuși să împărtășească cu noi, dacă ei simt și văd că suntem autentici în această încercare de, you know, de a afla ce se întâmplă cu ei și de a comunica până la urmă cu ei. Dragii noștri, am vorbit despre importanța interacțiunii sociale, despre empatie, despre viața socio-emoțională a copiilor noștri.
implicit despre cea a adolescenților și despre provocările acestei etape din viața, adolescența, pornind de la titlul unei cărți, Vâltoarea Minții, Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald și care face parte din campania Educația și dezvoltarea socioemoțională la copii. A fost alături de noi Andreea Alexandrescu, facilitator programe educaționale, Școala Verita, pot să spun? Școala Verita, da? Școala Verita, Fundația, iarăși Fundația Verita, pentru că tot am pomenit și de alte sisteme educaționale ca alternative la învățământul clasic tradițional și de asemenea Andreea Alexandrescu și psihopedagog. Mulțumim foarte mult, Andreea, că ai fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Mai bine, la revedere!